Nu știu. Nu știu nimic, am citit și eu în presă. Este doar spre binele lui, sau cel puțin trebuie să creadă și el în șansa lui. Trebuie să demonstreze în continuare pe terenul de fotbal că merită să fie în atenția cluburilor mari, dar până ajunge acolo este cale lungă. Am încredere că poate să facă pasul acesta, dar din punctul meu de vedere, eu aș vrea să-l am cât mai mult în echipa mea. Nu cred că e o presiune prea mare. Eu cred că ar trebui să-l îmbărbăteze. Cred că ar trebui să-l motiveze și să aibă de la meci la meci un elan mai mare. V-am zis, sunt mulțumit de faptul că el, la o vârstă destul de fragedă, se prezintă la antrenamente și în timpul jocurilor la modul cum se prezintă. Sunt convins că mai are multe de arătat. O să vină și șansa să și marcheze, poate la fiecare meci. Dar important pentru mine este că muncește, aleargă și nu este un jucător care are, să știu eu, care are fițe în el, este un jucător modest, din punctul meu de vedere al caracterului, un jucător care pune suflet în ceea ce face. Când au revenirea lui Marius Alexei din iarnă, sau te gândești la faptul că probabil ar putea veni nu la fel de motivat, ar putea fi un pas? Eu știu bine pe Marius Alexe și vă dați seama că ar fi un plus pentru noi. Nu știu dacă el ar accepta să se întoarcă în campionatul nostru, pentru că totuși a ajuns într-un campionat unde și-a dorit foarte mult. Dar, din punctul meu de vedere, e un jucător care poate nu știu, să evolueze la echipa noastră și poate să ne ajute. Trăim cu speranța. Voi dormite și voi pleca. Îi recomand domnului Contra să se liniștească. Trebuie să avem încredere. Va fi un meci pe viață și pe moarte. Avem șanse mari pe meci de două. Asta e realitatea. Digi Sport 3. Știri la puterea treia.